Artiștii de la Școala Populară de Arte Târgu Jiu au participat la festivalul de la Belgrad alături de juniorii ansamblului Doinei Gorjului. Festivalul internațional de dans s-a desfășurat în perioada 4-7 iulie. În acest an, dansatorii s-au întors cu premii importante și cu speranța că data viitoare vor lua primul loc. Suntem foarte, foarte buni în ceea ce facem. Copiii, adolescenții noștri, tinerii noștri au demonstrat că au crescut foarte, foarte mult în acest an care a trecut. De aceea au reușit să obțină un meritos premiu 3 la dansuri populare. Ansamblurile prezente la festival au susținut câte un program artistic, iar costumele i-au impresionat pe străini. Pot să vă spun despre această deplasare că s-au prezentat cu costume diferite, exact cum spunea domnul director, din zona Mehedințului, bineînțeles zona Oltenii și Călușul românesc, și Moldova, portul care este inconfundabil peste hotare, și costume de Moldova. Am avut și jocuri din Bucovina. Acest premiu dă o notă în plus și o certitudine parteneriatului nostru și o siguranță că viitorul de mâine este pe mâini bune și putem spune că tinerețea de astăzi va fi viitorul de mâine al județului Gorj. În cadrul acestui festival, dansatorii din Gorj au câștigat două premii importante, respectiv premiul 3 la secțiunea dansuri populare și premiul pentru cele mai frumoase costume populare. A fost o experiență de neuitat. Am câteva fotografii pe care aș dori să le păstrez, să le imprimez. Am multe amintiri alături de colegii mei pe care aș dori să nu le uit niciodată, nu știu, e ceva diferit față de ce am mai văzut la noi în țară. Țin să vă spun că a fost o deplasare foarte, foarte frumoasă, foarte reușită pentru noi. A fost și ceva dificil pentru că a trebuit să avem reprezentații în fiecare zi în care am stat acolo, dar peste dificultatea deplasării a fost ceva inedit, a fost ceva foarte frumos. Premiile pe care le-am câștigat, locul 3 și cele mai frumoase costume. Anul trecut, în cadrul aceluiași festival, ansamblul folcloric Maria Lătărețu a câștigat trofeul pentru cea mai bună muzică.